Institutul Cultural Român de la Budapesta a găzduit evenimentul de excepție Pro Musica Logica Timpului. Evenimentul a fost pus în scenă prin programul Timișoara Capitală Europeană a Culturii. Mă simt emoționat în acest moment, din două puncte de vedere. Vreau să spun că, după o pleiadă de foarte multe evenimente presupuse de Timișoara Capitală Europeană a Culturii, ultimul eveniment al asociației noastre se întâmplă aici, la Budapesta, într-un mediu absolut superb, cu oameni minunați lângă noi, și mă bucur că la acest eveniment, care închide, să spunem așa, o buclă dintr-o perioadă destul de agitată pentru orașul Timișoara ca și capitală europeană a culturii, îl am lângă mine și am lângă mine pe membrii formației Promuzia, o parte dintre dânsii, așa este, și celebrăm aici o vârstă frumoasă a acestei celebre formații din Timișoara, pe care ne bucurăm să îi promovăm cu această ocazie. În cadrul evenimentului a fost lansată cartea Pro Musica Logica Timpului, texte de Doru Eugen Iosif, Ștefan Dandu și Marian Odangiu. În 1972 Ilie Stepan dă numele grupului Pro Musica, moment care coincide și cu lansarea uneia dintre cele mai importante piese ale muzicii românești, Glosa pe versuri de Mihai Eminescu. Începând din acest moment, cariera lor are un ascendent fulminant, cântă peste tot în țară, au apariții la televiziune, la radio, apar și discurile. Formația vocal-instrumentală a făcut apoi saltul spre folcul protestatar, susținut de poeziile lui Doru Eugen Iosif. Ștefan Dandu a ilustrat rockul progresiv, iar poemele lui Marian Odangiu au fost asociate rockului baroc. Promuzica rămâne în istorie și prin puternicele accente contestatare de dinainte de 1989 la cele închinate Revoluției Române. Cei prezenți au putut admira și expoziția de fotografie Promuzica realizată de Constantin Duma. La lăsarea serii, Ilie Stepan, Horia Crișovan și Doru Iosif au încântat publicul prezent prin vocea și acordurile lor. De veac, 10 personalități, muzicieni și poeți au contribuit la Promuzica, această durabilă zidire culturală.